Se zice că fiecare dosar își are avocatul său, dar depinde și de câți bani are omul cu năpasta ca să-l poată tocmi și pe cel mai ischez și mai vorbăreț. Altfel, aștept dreptate doar de la Dumnezeu. Rolul de advocat îl mult, dacă el e advocat cum scade, cum spun eu. De așa, dacă e advocat cel care numai cu julii și acesta, nu e advocat. El trăstăi cu poporul care e cinstit, care, înțelegi, nu cu niște julici, să-i aperi pe julici ăștia. Avocatul este acea persoană care e pregătită profesional să-ți acorde asistență juridică în toate domeniile. Atunci când nu știi cum să semnezi un contract, nu știi cum să obții moștenirea legală, nu știi cum să primești anumite dividende, anumite recompense, atunci când ai probleme cu legea penală, atunci când ai probleme cu contravenția, codul contravențional, e bine să vă adresați către o persoană profesionistă care se numește avocat să vă acorde această asistență profesională. Ați apelat vreodată la serviciul unui avocat? Nu. În Republica Moldova nu există această cultură că înainte de a semna unele documente, fie testament, fie un contract de vânzare-cumpărare, fie asociere, fie luarea unui apartament în credit, e bine înainte de aceasta să vă duceți la un avocat să vă consulte care sunt riscurile. Că în Moldova, de obicei, toți sunt deștepți înainte de a semna contracte, înainte de a semna acte și după ce o dau în bară, se adresează către un avocat. În statele cu democrație avansată, în orice pas pe care îl face persoana, din punct de vedere al aspectului juridic, inițial se adresează către un avocat, îl consultă care sunt riscuri și după aceea merge la astfel de acțiuni să le producă în viață. În ce cazuri putem apela, dacă ne puteți da un exemplu? Atunci, de exemplu, când este o lege nouă, care nu cunoaștem noi, când nu suntem specialiști în domeniu, atunci am putea să apelăm la avocat. Rolul unui avocat este ca să ajute sau să susțină cetățenii care nu cunosc partea legală să activeze conform legislației. Ar trebui să ofere avocat gratis. Nu uitați de faptul că în Republica Moldova cei care sunt certați cu legea au dreptul la un avocat garantat din partea statului. Fiindcă dacă este o persoană care e bănuită ca să vrăjită o infracțiune și el nu are posibilitatea să încheie un contract și de multe ori spune, sună la rude, căutat un avocat, rude și așa, n-au bani pe ce să supraviețuiască, în așa circunstanțe trebuie să cunoască că el are dreptul la un avocat garantat din partea statului. Și acest avocat, care vine din partea statului, el este obligat profesional să vă acorde asistență juridică, să vă apere, să nu mimeze. În caz contrar, dacă acest avocat nu își face datoria profesional, vă aveți posibilitatea să depuneți plângere pe acest avocat către Consiliul Național de Asistență Juridică garantată din partea statului. Da, asta tot știu că e avocat din oficiu, avem și avocatul poporului. Mă rog, probabil atribuțiile dânsului sunt un pic diferite. Da, cunosc aspectul ăsta. A plecat vreodată la un avocat? Da. Foarte cinstit a fost. Să-i dea Dumnezeu mult sănătate și lui și la familia lui. Referitor la preț, fiecare avocat își stabilește acest preț. Noi nu avem plafonate sume de acordare a consultanței. Sunt anumite recomandări din partea Uniunii Avocaților la acest capitol, dar profesia de avocat este o profesie liberă. De ce avocatul poate să semneze cu clienții săi chiar contracte de milioane, cu o singură condiție, ca să plătească impozitul la stat. Știu că sunt destul de costisitoare în dependență de casa de avocatură la care apelez. Dar dacă am auzit așa, ca printre altele, am auzit de sume, nu știu, începând cu 50 de euro pe oră până la 500 de euro pe oră, nu știu, ceva de genul ăsta. Nu mă scuzați. De ce este mas cetățeni? Haideți să avem această cultură juridică că înainte de a semna vreun document, de a intra într-o asociere, într-un business, la bun început vă adresați către un avocat și după aceea acționați. Avocații, ca și doctorii, sunt necesari, dar cel mai bine să nu ajungi pe mâna lor. Cu alte cuvinte, fericite omul care n-a ajuns nici la spital, nici la tribunal.
Iar dacă s-a întâmplat să fie, găsiți măcar unul bun.